Bun salutare tuturor, numele meu este Diet și astăzi ne găsim la un episod nou și foarte interesant la care vedem o super știre. Valverde pleacă tocmai la Berlin pe 150 de milioane aproximativ. De unde are Hertha Berlin 150 de milioane să-l cumpere pe Valverde? Nu înțeleg. Irelevant, începem episodul cum nu se poate de ciudat. Okay, guys. Ce mai avem de făcut decât să înaintăm, să ne axăm, avem cea mai bună echipă care putem trimite în momentul de față pe teren. Cum mea călică este capitan? De ce? Nu știu. Capitan, clar, Salifu, fără doar ce poate. Avem o echipă destul de ciudățică trimisă pe teren, acum că stau să verific. Dar sperăm să facem o treabă foarte, foarte bună. Iar dacă îi batem imediat, poate chiar vom simula primul meci în deplasare, băieți. Trebuie să trecem foarte lejer de acest tur 3. Să vă dați seama cât de bună este echipa când îi vedeți stadionul, practic. Se pare că băieții țin foarte frumos de minge, nici nu vor să ne ofere. Probabil la un momentul de față o posesie de 100%. Și nu reușim nici măcar să luăm. Bine acolo Salifu, bine, avem 1% posesie în momentul de față, cel mai probabil. Un șut acolo, mam, dacă era ăsta gol, mă lăsam de joc. Dar în sfârșit avem și noi puțin mai multă posesie. Începem direct, o pasă la Denis Politic, foarte frumos. Una din prima la Salifu și l-așteptăm cumva pe Cătălin Cârjan, dar n-a luat destul de tare. Vedem în voie, scapă puțin jucătorul pe contraatac, se pare dacă va ajunge, da, ajunge Lica și-l blochează acolo foarte bine. Bun, totuși sunt jucători puțin mai slăbuți, nu știu ce caută atât din spate Cătălin Cârjan și-l vedem acum la debutul lui Ion Gheorghe la balon și se pare că acesta știe să șuteze, iar Moi se rupe plasa. Cât mai dura, cât mai dura până reușea Petrolul Ploiești Marchez de... Băi, nu vreau să fiu hater, dar probabil, dar nu 100%, dar tot așa zis destul de ridicate ca această echipă, Petrolul Ploiești, și în realitate, în momentul de față, s-o bată pe asta. Adică e o echipă destul de slăbuță. Ion Gheorghe trimite una lui Cătălin Cârjan. Cătălin Cârjan la Salifu și Salifu îl vede acolo pe Denis Drăguș. Denis Drăguș, un șut simpluț. Ce să-i faci? Mi-a dat o leacă offside, nu știu de ce. 2-0 imediat, bucurie mare. Da, v-am explicat care e faza cu turul 3. Hai să dăm încă una lui Ion Gheorghe. Ion Gheorghe îl așteaptă... A, cred că i-am dat-o prea târziu lui Moise. Nu, nu este încă offside. Dar Denis Drăguș era în offside. Moise mai departe și atacantul al doilea își face treaba foarte, foarte bine. Avem un meci destul de lejer. Nu avem noi pe Eto, dar Drăguș vedem că își face treaba de atacant. 3-0, băieți, scor din ei, prezentare. Eu zic să începem direct foarte frumos cu o simulare, îi dăm direct la rezultat. Se pare că am intrat și Periano, a mai intrat și Florea. Dar ce se face? Oprim mai bine meciul aici. Simulăm următoarele partide ca să ne axăm pe transferuri și pe play-off-ul care trebuie. Chiar vedem în momentul de față mare meci cu UTA Arad. Aș băga o echipă random, să fiu, n-aș băga chiar de rezerve. O să dau din calendar ca să fiu sigur că se simulează. Bag acolo, 0-0. Probabil au intrat toți aceiași jucători ca să fie și mai obosiți. Ofertă pentru Florea, dar Florea CDM-ul și o ofertă destul de generoasă. Florea care cel mai probabil acesta a mai jucat, mă gândesc. Eu zic să cerem o ofertă pe măsură și începem direct cu un 8 milioane. 8 milioane pe acesta. 6,7. Mă întreb încă o dată dacă ești de acord să-mi oferi un 8 milioane pe acest jucător. 6,7. Dacă îmi dați 7,5, eu vi-l dau cu cea mai mare plăcere, vă zic sincer. Refuză. Refuză, în schimb. Iar acum ce mai avem de pierdut decât să înaintăm? Se pare că Mircea a plecat. Încă o ofertă pentru Florea de 7,7 milioane și este pentru jucătorul C. Amă, băieți, o ofertă bănoasă, dăm direct să negociem. Florea, care era hash potezul Toby Special, în momentul de față este doar Insanity Prospect. Forțăm un transfer pe bani mulți, se întreb dacă vor să-mi oferi 11 milioane pe acești jucători, că 9,3. Îi întreb dacă vor să-mi oferi un 10,5 milioane și acceptă. 10,5 milioane pe Boris Florea, jucătorul KM. Avem de unde să ne luăm acum un atacant destul de bun. Cred că ne vom lua ceva în apărare, probabil ne vom aduce și un porterel.
dacă tot reușim să vendem un super jucător pe plus 10 milioane și tot ce a mai rămas de făcut este să băgăm echipa de rezerve, dăm echipa de rezerve cei mai slabi jucători pe care putem da, dă-i acolo să fie, nu contează, 2 la 0, Marcos Alonso vedem și cu Gabriel Zinu reușesc să marcheze, dacă și cu echipa de rezerve îi batem este clară treaba. Și acum este măreața întrebare, cu cine a picat mai departe și acum se dă mărețul duel. Craiova totuși va trece mai departe și vedem cu cine a picat, că nu-mi dau seama cu Slavia va fi bătălia ca în sezonul în care CFR Cluj a scos Celtic-ul. Cam așa cred că vom fi și noi. Din păcate se pare că ne vom întâlni cu echipa lui Stanciu. Aveam opțiuni mai legere, să fiu, aveam chiar opțiuni mult mai legere. Dar ce să vedeți, vom avea un duel destul, destul, destul de mega foarte dificil. Sincer, parcă mă oftic puțin când stau și mă gândesc că aveam opțiuni puțin mai legere. De ce să-i facem? Întreb dacă vor să-mi ofere cât am zis, 5,5 milioane. Încercăm așa. Este pe Balotelli, mai lași. Mamă, Boris Florea. Pleacă acesta, n-am cum să-l dau. Dar nu sunt atât de fraieri. Dar n-ai, cu dus și întors să dau, oare dacă vor așa schimbul perfect. Așa mi-am convins eu să fiu Dominic Florea, dar nu vor 8,5 milioane. Îi întreb de un 5,5, poate mai scad puțin, 8,5, să vedeți iar 5,5. Într-un final, cred că Balotelli va veni la noi, băieți, simt chestia asta. Ofertă pentru Kitanov, dacă va pleca din nou Kitanov, clar, o să dau acolo să aducem unul din portarii pe care am anunțat. Manda, din păcate, nu cred că va mai scădea de NFR. Și întreb aici dacă... Nu știu cât am scos pe el. Cred că ultima oară 3 milioane, dar nu mai e de 3 milioane. Probabil o să se nerveze. 1,7. Întreb de un 2,5. Totuși, bă, Titanov în această carieră nu apăra cine știe ce. Bă, dar și-a făcut treaba pe plan financiar și cel mai probabil mai mult de 1,7 nu poți scot pe el. Oferta cu Balotelli, tot 8,5, ce să vedeți, îi dăm foarte frumos să negociem. Cum ar fi să accepte? Uite, îl dau pe portărel, cum ar fi? Așa, să mai ofere un 5 milioane, nici nu știu dacă e prea puțin. 5 milioane să fie, 5 milioane și Kitanov, poate acceptă, nu, 8,5. Eu îi zic că 6 milioane în cazul de față. Hai să vedem, nu acceptă. 6,5 și un 10% într-un viitor transfer. Ce spui de acest transfer? Acceptă. Mamă, de ce la 10% într-un viitor transfer se pare că face minuni? 6 milioane pe Balotelli. Cine ar mai da vreodată 6 milioane pe Balotelli? N-am nici cea mică idee. Dar a făcut acest transfer pe bani mulți doar pentru că nu era alt metod. În realitate, dacă chiar Petrolul voia să-l achiziționeze pe Balotelli, îi dădea doar salariu și l-aducea. Asta este foarte, foarte clar. Dar nu avem opțiunea asta în acest joc, se pare că am scos foarte mulți bani și noi preferăm să facem acest lucru pentru că este mult mai lejer și ofer chiar un salariu destul de mare, cel 20.000 de euro pe săptămână, un 200.000, totuși suntem o echipă de Champions League, ne permitem și Balotelli într-un final vine la Petrolul Ploiești, unde vedem că acesta și-a luat și tricoul cu numărul 10. De cel mai probabil te vedem că la Inter Milanul lui plăcea tricoul numărul 45, la Manchester City a avut doar 45, la AC Milan doar 45, la Liverpool doar 45, la Nice a avut 9, dar în rest doar tricoul numărul 45. E la el e ca la faza cu Ronaldo, nu poți să-i dau lui Cristiano Ronaldo numărul 10 ca să zic așa, nu poți da lui Messi tricoul cu numărul 7 sau 11. Îi dau tricoul lui preferat, că mi se pare foarte, foarte ok așa. Cel mai probabil n-avem un jucător cu numărul 10, așa că i-aș da lui Beto. De ce nu? E tot tricou cu numărul 10, doar este cel mai bun jucător la noi la echipă. Lui Drăguș i-aș da tricou cu numărul 9. Mi se pare destul de ok așa, mai ales că oricum n-avem nici măcar un decar, totuși 8 săptămâni. Se pare că se simte totuși mai bine 8 săptămâni, na, înseamnă aproape 2 luni. Nu va prinde primul meci din grupi, ori de Europa League, ori de Champions League. Oricum, garantat, dacă vom pierde împotriva lui Stanciu, vom trece în Europa League, dar sperăm că nu, va fi o parte destul de dificilă și păcat, uite, deja a scăzut un punct în OVR, din păcate, sperăm să nu ducă din potențialul lui atât de ridicat. Păi băieți, eu zic să ne axăm, bine, avem meci acum cu Cluj care se află pe loc de play-off întâmplător, băgăm o echipă de rezervi, cunoștem prea bine, nu ne interesează, mai ales că nu au promovat, se pare că Prăvulescu, jucătorul nostru din soare, reușesc
să câștige, o mai intra și Țicu. Țicu care nu prea are atât de multe stamina. Asta mă deranjează. Chiar probabil ar fi cel mai ok pentru noi. Cel mai, dar cel mai ok. Să intrăm, să dăm aici, să simt echipa bine, să fie totul fără antrenat. Lasă așa dacă tot am pus. Îl vedem deja pe Țicu puțin cam obosit. Îl vedem și pe Niță puțin cam obosit. Urmează băieți mare meci mare. Ofertă pentru Kitanov. Oh, Iorghe oficial își poate schimba poziția și sperăm că poate evolua și hâț, 75 OVR și cu un shot mai bunut se pare. O să-l antrenăm totuși la shot pe acesta, dacă tot. Ofertă de nou pentru Kitanov, de data asta în Spania. Să sperăm că îl putem vinde pe o sumă mai decent. Bine, sumă mai decent. Să-l vindem în primul rând. Jucător vândut acum, cred că în primul sezon a reușit să-l vindem, după care l-am reîntors liber de contract, 2,5 milioane. Nu putem scoate mai mult de atâta. Bă, măcar un 2 milioane fix, dacă am scoate pe tine, ar fi fost perfect, 2 milioane, nicio treabă, fix cât valorează el, de acord, du-te liniștit și luăm pe altul și apoi de restul banilor poate ne luăm un apărător, cam aceasta ar trebui să fie ideea și planul principal a echipei. Nu ne interesează ce zic băieții, ne axăm cu cea mai bună echipă pe care eu consider că pot să o duc în momentul de față și anume cu Balotelli, Striker, alături de Drăguș, Moise, Gheorghe. Culmea că Gheorghe stă pe mine, dacă stau așa, bun, te așa vă că îi place, dacă las așa. Na, o să las la politic, las așa, oricum nu cred că e mare diferență, că dă, ține acolo un galben. Dar nu-i nimic, avem o echipă foarte, foarte bună, ce să vedeți. Mergem la interviu, băieți, va fi un meci destul de dificil, scopalor nu este foarte wow. Jucăm la 9 seara, pe stadionul lui Lieuană, 4 minute legendary. Hai băieți, avem un meci extraordinar, apărarea. Încă bă, ne-ar mai trebui sincer să fiu cu Salifu, sunt destul de mulțumit și sperăm că și Eto va reveni. Haideți băieți, mai avem încă 10 milioane și să sperăm că scoatem un meci destul de bun, avem un meci destul de important. Playoff-ul Ligii Campionilor este aici, vedem minunata minge după un 5-0 în general la turul 3, urmează acum un mare meci mare. Fanii Petrolul Ploiești au venit foarte frumos să susține echipa. Îl vedem foarte frumos pe Balotelli în prim plan, freza lui extraordinară, sperând să dea un gol, să coordineze, să facă acolo că de aia l-am adus. Ion Gheorghe e foarte scunduț și nu cred că are acel ten în realitate. Vedem și pe băiatul Gulit, extrem de serios, îl vedem și pe Lica, îl vedem și pe Mogoș, îl vedem și pe Niță, băieții noștri. Și avem pe portarul celor la Slavia Praga în prim plan și cum mi-a realizat că Niță din nou se întâlnește cu fosta lor rivală, cum e la noi Steaua cu Dinamo, așa la ei se întâlnea Niță cu această echipă. Sperăm să apere foarte, foarte bine. Va fi totuși un meci destul de dificil. Un atac destul de problematic. Blochează acolo Lica cel mai probabil, cred că era acesta. Hai Țicule, nu lăsa, nu lăsa spațiu liber. Știu un șut, dar foarte, foarte puternic, direct în bară, spre bucuria noastră, o prins, o ridicat, nu știu cum o plute jucătorul. Balotelli are oportunitatea de a debuta în această super partidă. Sper că l-am ținut bine în offside, sper că l-am ținut bine în offside, dar oricum Niță apără senzațional, a riscat-o ca nubu, a riscat-o prea de tot. Să-l țin în offside, bun, Țicu, Țicu la Ion Gheorghe, dar nu reușește, dar încă are mingea, nu o pierde. Și tot nu reușește să treacă, dar în schimb ne ajută puțin, o pasă acolo pentru Balotelli, înaintează Balotelli, Balotelli concentrare direct pentru Denis Drăguș, dar o lovitură slăbuță cu capul. Blocăm acolo foarte bine, Vasile Mogoș aproape să intercepteze. Bă, ne țin bine, băieți, ne țin foarte bine, să avem grijă. Liber acolo jucătorul, bă, dar Stanciu deocamdată cam e foarte invizibil. Bun, o pasă pentru Lica, cel mai probabil. Moise înaintează și Moise trimite lui Denis Drăguș. Denis Drăguș cu viteza lui foarte bună. Înaintează Denis Drăguș, o centrare acolo pentru Moise. Și o încercă cumva o forfecă, dar... Încerci din poziție o foarte că Ion Gheorghe a intrat în minge, dar a izbit de jucător și a căzut. Înaintăm frumos, o pasă foarte tare pentru Ion Gheorghe. Ion Gheorghe cu sprintul lui foarte bun, dar ajunge mingea la Salifu. Salifu la Balotelli. Balotelli cu primul lui șut
Pe poartă, o ocazie interesantă, dar portarul acestor se pare că a fost pe fază. Denis Drăguș cu capul, bă! Da, pe lângă poartă de atâta distanța. Puțin ghinion și-o prins-o bine, era liber, dar... Aintează o centrare mai în față. Nu este, ba da, este offside, doar ridicată foarte târziu cu Șeru Steagu. O pasă mai în față pentru Balotelli. Balotelli, o centrare pentru Moise. Moise, un călcâi pentru Balotelli! Și golazo Balotelli la debut! Hai că până la necar îți ducea. Mă gândeam care animația e serioasă, cum se încordează el. Dar în schimb, gol Balotelli, băieți, la debutul lui pentru Petrolul Ploiești. Se pare că merită banii pentru acesta. Bă, păcă că am dat o sumă prea ridicată, prea exagerată, dar era singura metodă să-l aduc și uitați de ce. Balotelli, un șut senzațional. Primului gol la Petrolul Ploiești și primului gol din acest sezon în Liga Campionilor. Cu toate acestea, băieți, știți că un gol venit și aproape în momentul potrivit. Dar mingea este la mijloc, mulțumesc, mulțumesc că m-ați avut. Un gol venit la momentul potrivit pentru că se încheie prima repriză cu scorul de 1-0 pentru Petrolul Ploiești. Și e bine, dacă se termine scorul atât, e genial. Pentru noi este extraordinar. Important este să nu marcheze Slavia Praga. Neapărat, neapărat. Și continuăm cu aceeași formații, care să sperăm că cine știe. Nu ne luăm gol, nu vreau să marchez, vreau să nu-mi iau gol. Aia e bucuria mea. Slavia cu o posesie destul de ridicată. Niță cu capul acolo, greșeală, bă. Culmea că Vasile Mogoș la Niță. Bă, deja voata, pot să zic. Niță cu o intervenție foarte bună. Se pare că ne anunță Valverde, transfer confirmat. La ce echipă? La una care nici măcar nu se află în Champions League, mai probabil. Nici măcar în Europa League, mă gândesc. Totuși Balotelli mega, mega în spate. Și din nou, cred că bară pentru a doua oară. Nu știu dacă e a doua lor bară, care ar fi perfect pentru noi. Și ori a fost intervenția lui... Ba nu, a fost... Ba, dar ori ras, nici bar, nu cred că se poate numi asta. Bă, ocazie mari și din nou statiu invisibil. Nu știu ce caut, nu știu ce se întâmplă. Mă bucur că nu a fost el acela care a fost schimbat, dar pasă slabă, băieți. Asta ce acum l-am văzut cu din mingea. Bravo, frate, dacă te ține CDM ce să-i faci. Și Țicu pe fază foarte, foarte bine, dar în continuare este pe jos, dar intervine... Lica, cred, dar nu foarte bine Țicu. Bă, ce intervenție bună. Moise, ba nu, dintre Denis Drăguș. Denis Drăguș la Balotelli. Balotelli mai în față. Bun, hai cu încă una. Ajunge cumva mingea și Denis Drăguș. Politic și toți partea aceea. Un mini ticket tac acolo cât de cât încercată. Și cu toate acestea știm foarte clar, Balotelli este cel mai urmărit jucător de pe teren. Lovitură liberă pentru aceștia, băieți. O lovitură liberă, care aș mai face anumită modificare, dacă stau bine să mă gândesc, și l-aș scoate cumva pe Lica, prima mea mutare, și îl bag cumva pe Alonso, pe poziția aceasta. Îl bag, băgăm acolo în apărare, băi, ni lăsăm în apărare, asta este clar. Cel mai probabil, băieți, lăsăm și pe Leacă și pe Gabriel Zinio pe poziția aceasta, facem mărețile schimbări, mai ales în apărare. Vedem foarte frumos pe Gullit și o intervenție, dar un șut imprecis. Bă, norocul nostru că a fost Niță pe fază. Un șut ciudat dat de către jucător. Nu eram sigur, de aia n-am vrut să zic, dar da, Stanciu. Bă, un șut ciudat al lui Stanciu din lovitură liberă. Bine că a fost Niță pe fază. Eu am mai apărat Niță de-a lungul carierei șuturile lui Stanciu. Bun, să avem grijă. Bă, o dat un jucătorul fără să-l pun să șuteze. Să avem grijă. Intervenție ciudată. Gullit, ce ai făcut, Gullit? Aproape. Hai, înaintează acolo. Ține puțin arbitrul cu noi, că să părăm mie că a fost o fază de penalti. Dar trece acolo Denis Drăguș. Denis Drăguș cu o pasă pentru Balotelli, da. Dacă era puțin mai liber, să avem acum grijă la această intervenție. Hai. Poate nu ne scapă jucătorii pe contraatac. Mă gândesc cât de huiduit ar trebui să fie Stanciu în momentul de față. Și cu toate acestea măcar vedem că este mega, mega obosit. Bun, hai. Tipăm fix pe partea asta, pentru că jucătorii stau în spate. Denis Politic nu pierde balonul. Una mai în față pentru Salifu. Salifu îi trimite direct foarte bine lui George. Lui Moise, ce George visez eu? Lui Moise, Moise cu centrarea și... Denis Drăguș cu a treia ratare. N-ai cum. Bă, am stat acolo să mă concentrez, să creez o fază de extraordinar. Am stat să mă concentrez într-un hal.
Aș încurcat, șutat și foarfecă reușit. Bă, tu-i foarfeca lui. Mă, și culmea că am stat acolo să mă concentrez, să fac ceva frumos, să nu greșesc. Uite că portarul lor era pe fază, o pasă bună pentru Balotelli. Dar ce să când mă încurc și în pronunțarea numelor jucătorilor? Dar ca să fiu 100% focusat. Stanciu, în momentul de față, Stanciu, oh, cu un fake shot acolo frumos. Oricum, cred că Stanciu e cel mai bun în momentul actual din această echipă. Mă mir cu de nu s-au transferat în cariera noastră. Oh, un fault acolo urățel. Hai, nu, blocăm. Zim, unde era? Ce era? Al Marcos. Zim, cartonaș galben. E bun. Acolo, nu mă interesează. Să fie lovitură liberă și tac. Bun, lovitură liberă. Bă, Stanciule, îmi pare rău. Știu că o să marchezi că am bază în tine, așa că... Dar nu trebuia să am bază, că am avut bază degeaba, un șut acolo slăbuț, bine că a fost niță pe față. Ultimele ocazii de băieți pentru Slavia în momentul de față. Lei jucătorii mega, mega, mega obosiți, se aruncă probabil cu toată echipa pe atac și vedem acum pe Denis Drăguș. Denis Drăguș care îi trimite o pasă totuși mai în față, lui Politic, înaintează Politic, fuge acolo Politic. Nu mai încercăm absolut nimic, ba da, și 2 la 0 la noi acasă băieți. Toată echipa pe jos, gol în ultima secundă. Mamă, se bucură acolo și Balotelli le ia în brațe pe Moise. Bun, bă, băieților, sunteți cu un pas foarte, dar foarte în față. Dacă, indiferent de situații, noi în episodul următor și în meciul următor ne luăm, pierdem 1-0, 2-1, 3-2, nu contează. Trecem mai departe, avem un avantaj imens, băieți. Dacă pierdem cu 3 la 1, tot noi trecem mai departe. Culmea, dacă pierdem cu 3 la 1, noi trecem mai departe. Un meci extraordinar. Bă, noroc, noroc a marcat. Vedem bara acestora, ratarea lui Denis Drăguș, save-ul pe care l-a avut portarul acestora, Balotelli. Mă gândesc că save-ul a fost tot din șutul lui Balotelli. Gol, un gol foarte frumos, o nouă ratare pentru Denis Drăguș, carnaș galben. O, se pare că s-a pus ca bară și aceasta. Deci a avut Slavia două șuturi în bară, 8 șuturi din care 3 pe poartă, din aceste 8, 2 au fost și bară, o posesie de 39% pentru noi. Am fost acolo că Salzburgul, echipa pe care am bătut-o, cred că de fiecare dată bate și Rangers-ul, oricum Rangers-ul nu mai este al lui Ianis Hagi, acesta fiind transferat. Păi băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod, un episod, bă, obositor, un meci destul de greu, chiar am stat să mă concentrez, păcat că mi-a arătat Drăguș de câteva ori. Și se pare că în momentul în care Eto va reveni, va avea o misiune destul, destul de dificilă. Trebuie să-l așteptăm băieți pe Eto, mai are încă 8 săptămâni în continuare, tot 8 săptămâni mai are. Când m-am uitat acum câteva săptămâni avea tot 8, acum tot 8. Se pare că avem doar victorii, victorii, victorii în drumul nostru spre grupele Champions League. Urmează meci în cupă, dar nu-l interesează absolut deloc cupa. Băi băieți, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod, ne cu un pas, pas foarte mare în față, sperăm să avem parte de o grupă foarte, foarte mișto. Se pare că viitorul a picat cu alt. Din păcate, cel mai probabil va fi eliminată din echipele din România, dacă mai vedem vreo ceva. CFR Clujul cu Trabzon și Craiova cu Nice. Băi, băieți, sincer să fiu, un ghinion teribil. De fapt, și la noi a fost ghinion, că am picat cam cu cea mai grea echipă cu care putem pica. Că, sincer să fiu, de aici nu știu ce echipă e mai... Adică dacă era Ajax, poate, dar Ajax ce-a făcut? A fost eliminată? Da, mă, a fost eliminată. Se pare. Salzburgul, poate, hai, spune, nu, Monaco pe Monaco am eliminat-o, Dinamo Zagreb vedem că o și pierdut. Nu, noi am picat, cred, cu cea mai bună echipă posibilă. Noi cred că vom fi singurii care vom avea parte de grupe în Europa, inclusiv Liga Campionilor, inclusiv Europa League. Păi băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod și nu uitați că dacă vă place această serie și vreți episod în continuare, nu uitați să susțineți acest episod cu un like și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe, clopoțelul activat, ca să primiți notificarea aia blană în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!